Să nu credeți niciodată că oamenii de pe internet nu au aceleași probleme ca și voi. Ba din contră, toți suntem la fel, toți avem aceleași probleme, aceleași gânduri, aceleași zbateri, numai că nu le arătăm pe internet. Cel puțin eu fac parte din persoanele care pe internet arată doar partea frumoasă a lucrurilor, pentru că suntem sătui în viața de zi cu zi să vedem părți negative. Așa că vreau să creez o oază de liniște și pace pentru cei care decid să mă urmărească și romantizez foarte mult viața la țară, pentru că prin tot ce transmit eu simt, ce am în suflet, aia vă transmit și vouă. Dar asta nu înseamnă că trebuie să copiați viața cuiva. Pur și simplu luați din ce prezintă acea persoană, luați ce e bun pentru viața voastră, dar nu uitați că toată lumea are aceleași zbateri, aceleași probleme, aceleași gânduri, are zile proaste, zile bune și noi avem zile când ne certăm, zile când țip ca o nebună pe aici, mă știe toți vecinii, zile când nu mai pot cu viața mea, zile când cad puțin în depresie, în anxietate. Mă face om, mă face la fel ca și voi. Nu sunt specială, nu sunt diferită și repet, nu credeți că avem o viață perfectă, pentru că asta nu există. Toți avem minusurile și plusurile noastre și dacă decidem să expunem doar partea frumoasă pe internet, este doar că vrem să îmbunătățim lumea asta a internetului, pentru că adesea e destul de urăcioasă, să spun așa. Nu vă comparați cu altă lume, nu vă simțiți înjosiți dacă nu aveți cât are altul. Și aici, în viața de zi cu zi, nu numai cu ce se vede pe internet, în viața de zi cu zi, nu râvniți, cel mai important, la ce are altul, ci străduiți-vă să dați cel mai bun din voi ca să vă reușească și vouă lucrurile. Nu ce vezi la altul e cea mai bună metodă pentru tine a reuși în viață, așa, în mod general. Ce vreau să țineți minte e să fiți voi înșivă, să aveți esența aia vitală în voi de om bun și de om fericit, să vă mulțumiți cu ce aveți și să faceți rai din ce aveți, pentru că și noi la rândul nostru la fel facem rai din ce avem și încercăm prin exemplul nostru să îmbunătățim oarecum cât putem noi, cât de stăm putință lumea în care trăim prin oaza asta a internetului. Dar repet, dacă alegem să arătăm lucruri frumoase, lucruri bune, este pentru a bucura poate ziua cuiva care este necăjit, care e într-o perioadă rea, dar asta nu înseamnă că suntem privați de zile mai puțin bune, de zile neprevăzute, zile de anxietate, zile de nu știu, pur și simplu îți vin multe într-o zi, multe probleme și noi avem aceeași viață ca și voi. În exemplu pe care vi-l dau astăzi, sper să fiți mai încrezători în voi și să înțelegeți că nu unii au mai mult și alții mai puțin, ci toți avem destul cât să fim fericiți. Totul depinde de noi și ce avem în suflet, că lumea exterioară, bula noastră în care trăim, depinde numai de noi, de ceea ce suntem noi pe interior. Ce avem pe interior, asta se desfășoară și în exteriorul nostru. Nu uitați că ce e pe internet frumos are și părțile lui mai puțin frumoase în spate. Dacă alegem sau nu să le arătăm, asta depinde doar de noi. Dar trebuie să țineți cont de acest amănunt. Că toată lumea are probleme, toată lumea are un necaz, toată lumea trece prin fazele astea ale vieții, căci altfel nu ar învăța nimic din viață dacă totul ar fi pus pe tavă și totul ar fi frumos. V-am pupat!